Foarte clar, vom face o evaluare și o recepție, așa cum e normal să fie, corect. În contextul în care sunt anumite probleme, nu de structură, că precizez că multă lume m-a întrebat asta, ci probleme legate de modul în care trebuie să arate, atât din punct de vedere al structurii, și aici este ok, dar și cât din punct de vedere al esteticii și a ceea ce înseamnă lucrări făcute acolo, lucrurile să fie în regulă, nu s-a recepționat. S-a dat un termen de punere în conformitate și de remediere a lucrurilor care erau neconforme, urmează să vedem ce se întâmplă.